Pentru mai multe episoade frumoase, apăsați pe abonează-te! Chefaret Penitența, episoadele 1, 2 și 3. Zeynep, care predă la un liceu din oraș și trăiește o viață fericită cu soțul ei, doctor Ahmed, și cu cei doi copii ai lor, va merge brusc în iad odată cu dispariția fiicei sale. În timp ce Zeynep pierde totul datorită lui Sinan, tânărul comisar de succes numit din Istanbul, ea nu va renunța niciodată la speranță și va avea puterea de a se menține în viață. Zeynep, care încearcă în toate modurile să-și găsească fiica, dar nu reușește să ajungă la o concluzie, încearcă în cele din urmă un act frenetic și se confruntă cu o realitate la care nu se aștepta niciodată. Khan, care l-a internat pe Meltem, fuge din casă în panică și dispare. Zeynep, care a fost internat în spital după încercarea de sinucidere, îl amenință pe Meltem să nu-l menționeze pe Khan într-o declarație a poliției. Sinan găsește urmele celui care a trimis mesajul că a fost răpitorul lui Elif și vrea să acționeze imediat. Zeynep va împiedica încercarea lui Sinan, crezând că ar putea să o facă să-și piardă fiica pentru totdeauna, iar ea va fi încurcată cu un nou mesaj. Zeynep este șocată să-și găsească fiica, pe care o caută de 5 ani, în fața ei când se aștepta, în timp ce eforturile lui Ahmed de a reuni familia sa destrămată sunt distruse de o știre majoră de la Meltem. Sabri, care se afla pe patul de moarte, se declară vinovată, dar nu trebuie să știe niciodată că a fost răpită încă câțiva ani pentru sănătatea ei mentală. Sabri lasă în urmă o avere impresionantă și un copil neobosit, în timp ce Sinan și Zeynep nu știu cum să explice situația lui Sude. Sinan se așteaptă la o problemă mult mai mare. Vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim o zi minunată! Locked in the mud, he forgot how you felt. So slow me down.